trecem, doamnelor și domnilor, la domnul Adrian Negrescu, analist economic, pe care vreau să-l întreb ce credeți că au de gând să facă autoritățile americane, care vor fi noile reguli de retragere a băncilor din America acum. Da, aceasta este marea problemă în momentul de față, faptul că îți poți retrage banii oricând în urma zvonurilor și așa s-a prăbușit și First Bank, da, First Republic Bank, s-au retras 100 de miliarde de dolari mai puțin de o lună, vreo 10 miliarde numai într-o singură seară. Ei, autoritățile americane vor să limiteze retragerile astea bazate pe zvonuri, în așa fel încât băncile să nu mai cadă ca muștele una după alta în aceste situații. Ce se va întâmpla? Probabil vor restricționa și mai mult accesul la credite și la depozite al clienților americani și vor reglementa mai atent modul în care afacerile băncilor funcționează în momentul de față, pentru că acolo nu se întâmplă ca în România băncile să fie monitorizate de Banca Națională, acolo e Federal Reserve care le dă o foarte mare larghețe pentru a acționa fiecare cum își dorește în așa fel încât să facă profit. Există riscul, domnule Negrescu, să apară astfel de probleme și în țara noastră? Puțin probabil. Banca Națională monitorizează cu atenție ce se întâmplă în sectorul bancar românesc. Se fac raportări de către bănci privind calitatea activelor, adică diferențe dintre depozite și credite. Acolo a fost o mare problemă în Statele Unite. Inclusiv First Republic a dat faliment, a ajuns în această situație să fie preluată de JP Morgan, pentru că ce făcea de fapt? Dădea credite cu dobândă foarte mică pe termen extrem de lung, 20-30 de ani, iar banii pentru creditele astea îi lua din depozite la care oferau o dobândă foarte mare. Din diferența asta, bineînțeles că n-ai cum să faci profit, motiv pentru care s-au acumulat zvonurile astea. Foarte multă lume a comentat acest subiect pe social media, bineînțeles că investitorii și-au retras imediat banii de teamă că va fi al treilea faliment și iată s-a ajuns la preluare de către JP Morgan. În România e mai puțin probabil să întâmple acest lucru, dar să nu uităm un lucru important. 80% dintre băncile din România sunt cu capital străin, adică dacă băncile mamă ar avea probleme, s-ar putea să avem și noi probleme în România. Sper ca Banca Națională să monitorizeze atent situația și să ne o raporteze oficial dacă băncile românești au sau nu probleme cu activele. Mulțumim foarte mult pentru aceste lămuriri. A fost în direct cu noi Adrian Negrescu, analist economic.